Președintele Partidului Mișcarea Populară Traian Băsescu se află într-un turneu moldav de susținere a candidaților formațiunii pe care o conduce la alegerile parlamentare din 11 decembrie. Sâmbătă 19 decembrie, începând cu orele 16, președintele României va fi prezent la Roman la o întâlnire cu membrii și simpatizanții săi. Folosesc acest prilej pentru a anunța pe romașcani și pe toți nemțenii că ne face o deosebită plăcere să-l avem între noi sâmbătă 19 noiembrie 2016 la ora 16 în sala mare a Casei de Cultură a Sindicatelor. Ne vom putea bucura de prezența dânsului, care este o prezență întotdeauna foarte activă și ne întărește convingerea că facem exact ceea ce trebuie și ceea ce așteaptă oamenii. Deci, invit pe toți romașcanii care sunt băsiști sau iubitori de PMP să ni se alăture la acest eveniment deosebit. La întâlnirea cu liderul național, Traian Băsescu, vor participa peste 600 de membri și simpatizanții Partidului Mișcarea Populară. Deci, întâlnirea o să înceapă la ora 16 la Casa de Cultură a Sindicatelor din Roman. Sala va fi arhiplină, 600 de locuri pe scaune. Avem protecția asigurată de jandarmerie, poliție și ISU pentru a preîntâmpina orice nereguli. Vor fi câțiva oaspeți, pe lângă președintele Băsescu, câțiva oaspeți de la București, nu o să-i nominalizez acum. Liderii județenei Partidului Mișcarea Populară speră ca întâlnirea cu Traian Băsescu să fie, ca de obicei, una mobilizatoare a forțelor partidului în județul Neamț, unde funcționează una dintre cele mai bune filiale de formațiuni politice, de la care se așteaptă rezultate bune la scrutinul din decembrie, care să asigure partidului intrarea în Parlamentul României.